În 1897 se naște Smaranda Brăiescu, prima femeie parașutistă din România. În scurt timp, ea va stabili recordul european la sărituri cu parașuta în 1931, sărind de la o altitudine de 6.000 de metri și recordul mondial în 1932, sărind de la 7200 de metri în Sacramento, Statele Unite ale Americii. Acest record va rezista mai bine de 20 de ani. Ca pilot de avion a dobărât recordul de viteză de zbor deasupra Mării Mediterane. În timpul celui de al doilea război mondial, ea a făcut parte din Escadrila Albă, o forță aeriană de misiune de salvare operată doar de piloți de sex feminin. Sarcina lor era de a transporta soldați răniți de pe câmpul de luptă la cele mai apropiate spitale. După cel de-al doilea război mondial, comuniștii preiau puterea în România prin fraudarea voturilor. Smaranda semnează o petiție către aliați încercând să explice frauda electorală. Ca răspuns, comuniștii o condamnă la închisoare. Scapă ascunzându-se și schimbându-și identitatea și moare în anonimat în 1948. A avut un caracter puternic și și-a urmat pasiunea cu multă tenacitate. A devenit campioană europeană la parașutism în 1931, la vârsta de 34 de ani, când a sărit de la 6000 de metri și a stabilit un record european. În 1932, a devenit campioană mondială de parașutism, sărind de la 7400 de metri la concursul desfășurat la Sacramento, Statele Unite ale Americii. În acel moment, a stabilit un nou record mondial care a rămas neînvins timp de 20 de ani a fost decorată cu ordinul Virtutea Aeronautică Crucea de Aur. A fost destul de tenace în hobby-ul ei, deși profilul ei intelectual era foarte delicat, deoarece a studiat arte plastice la București, la secția ceramică și artă decorativă. În 1935, Smaranda a reușit să cumpere un avion ieftin pe care l-a trimis la Reading, lângă Londra, pentru verificări. În drum spre casă, Smaranda a traversat canalul Mânecii prin ceață. Ulterior, ea a poposit cu avionul Aurel Vlaicu, așa cum îl numise, la Paris, Nancy, Strasburg, Landsberg, München și Viena. În zborul său, Smaranda Brescu a purtat pe cerul Europei steagul României, avionul având fuselajul albastru, iar aripile vopsite în tricolorul românesc, roșu, galben și albastru. Smaranda Brescu a participat alături de aviatori și parașutiști la luptele celui de-al Doilea Război Mondial. În 1941, a lucrat ca instructor voluntar în cadrul Batalionului 1 Parașutiști. De asemenea, a lucrat ca voluntar în cadrul Escadrilei Albe Sanitare pe Frontul de Est, iar pe Frontul de Vest în cadrul Escadrilei 13 de Recunoaștere, Observare și Legătură, iar apoi în cadrul Escadrilei de Legătură, numărul 113, până la sfârșitul războiului. Pentru întreaga sa activitate pe front, Smaranda Bărescu a fost decorată și a primit Crucea Regina Maria, o distinție românească foarte importantă la acea vreme.